Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 171 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS-Viitor și Privesc Eu. Toate edițiile puteți vedea pe pagina oficială Privesc Eu sau IDIS-Viitor sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi suntem în ajun unei sărbători, nu pentru toată lumea, că țara noastră este cu mult mai mare, dar deja 27% din populația țării locuiesc într-un singur municipiu și se numește municipiul Chișinău, capitala Republicii Moldova, care pe data de 14 octombrie serbează hramul orașului, este ziua orașului, toată lumea are zi liberă, ne odihnim și noi cumva în alți ani am trecut cu vederea lucrul acesta, dar anul acesta am zis, de ce să nu facem o analiză Chișinău în contextul național sau ce reprezintă municipiul Chișinău. Nu am foarte multe date, sper că în anii viitori vom prezenta mai multe date, dar am hotărât să arătăm tabloul Chișinăului. Știm și noi că, de fapt, Republica Moldova, astăzi deja putem vorbi Republica Chișinău, că în afara Chișinăului viață nu prea există, dar diferența dintre noi este următoarea. Toți știm, noi măsurăm. Deci scopul nostru este să măsurăm, să dăm cifre exacte. Voi trece mai multe cifre în revistă, sper că ne va entuziasma pe mulți, dar la început am făcut un grafic, populația, vedeți un tabel și m-am oprit doar la vreo 3 cifre. Populația Chișinăului este 27,5%, acum vom vorbi mai detaliat de unde s-au luat oameni în Chișinău, că nu sunați atât de mulți, dar deja așa de mulți trăiesc, știți și voi de unde s-au luat, din restul Republicii, dar sunt 27,5%, cred că în vreo 2 ani de zile trecem de 30% și în felul acesta, într-o perioadă scurtă, o treime din populația Moldovei va fi în municipiul Chișinău. Al doilea lucru care vreau să vă uitați-vă locuințele noi, ca valoare, ca număr, ca suprafață, undeva în Chișinău se construiește vreo 70% din toate locuințele care se construiesc în prezent în Chișinău, sunt, în Moldova sunt în Chișinău. Dar ca valoare de piață, că prețul, o locuință într-un sat este un preț, în Chișinău este alt preț, 90% din toate locuințele noi, ca valoare, care se dau în exploatare în prezent, se dau în Chișinău. Altfel spus, 90% din banii oamenilor din toată Republica se concentrează municipiul Chișinău în ceea ce înseamnă locuință. Raportat la populație în Chișinău, un cetățean investește în locuință de 25 de ori mai mult decât în restul Republicii, evident, nu toți în Chișinău, cei din sate vin și cumpără aici, 25 de ori e diferența dintre Chișinău și restul țării, încă o cifră care s-o dau, cifra de afaceri la întreprinderile mari, 82% din toate cifra de afaceri în întreprinderile mari este concentrată în Chișinău sau pick-up de locuitori de 12 ori mai mult și cheltuielile bugetului, nu aici vreau, dar la comerțul cu amănunt, bănuit 75% din tot ce se vinde în municipiul Chișinău sau de 8 ori mai mult decât în restul Republicii. Deci, practic, dacă vrei să vinzi sau să cumperi ceva, în afara Chișinăului nu mai există absolut nimic. Fix graficul acesta, îl vedeți aici, l-am făcut tabelul acesta sub formă de grafic, am luat cele mai importante. Chișinău asta e 90% din toate locuințele noi investiții, 82% din afacerile întreprinderilor mari, 75% comerț cu amănuntul, populația 27,5% și cheltuielile bugetului municipal, dacă vedeți, e unică cifră micuță, 24,8%. Cum să vă spun, că și în ultimii ani de zile, mă rog, poate și are de unde, dar cumva o leacă la buget, e tăiat din bugetele locale, deci dacă luăm toate bugetele locale, bugetele de raion plus bugetele primăriilor, dar să nu uităm, Chișinău asta înseamnă și raion și primărie, bugetul municipiului Chișinău e mai micuț decât ponderea populației, legat de ce în ultimii ani de zile cineva a hotărât că Chișinău nu prea are nevoie de investiții și o leacă le s-a mai tăiat la investiții, dar nu să jăluie, cred că mult, să sărbim fericiți mai departe. Haideți să întâlnim la populație. Populația municipiului Chișinău, care sunt înregistrați oficial aici, să nu uităm că noi mai avem oameni care trăiesc în Chișinău, sunt studenți, sunt oameni care lucrează, sunt oameni care locuiesc de mulți ani în Chișinău, dar sunt înregistrați, populația municipiului Chișinău în prezent este circa 665.000 de locuitori, are și Chișinău migrații, numai spre deosebire de alte localități, în Chișinău situația este mai bună că pe lângă migrația externă, noi o compensăm cu migrația internă, pleacă și din Chișinău, în special tineri, acum și am să arăt, dar vin foarte mulți, în special tineri, deci vin, pleacă, până la urmă
ținând cont că populația țării se reduce, nu de mult Chișinău avea 20% din populația țării, în 2015 erau 24%, astăzi deja 27,5%, cred că în vreo 2-3 ani de zile Chișinău ușor trece de 30% populația țării sau, cum am spus, în afară de Chișinău nu va mai fi nimic. Așa că dacă dumneavoastră sunteți din Chișinău, sunteți unul din 3 cetățeni Republicii Moldova care au hotărât să trăiască aici. Haideți să uităm pe grupele de vârstă. De ce lucrul acesta? Că acușa am să arătăm de unde vin, cum pleacă și cine vine și cine pleacă. Dacă ne uităm pe grupele de vârstă, observăm că aici avem, am luat așa, municipiul Chișinău aparte, satele din Moldova aparte și orașele din Moldova le-am luat aparte. Dacă ne uităm, populația plus minus este aceea, cu excepția 30-44 de ani, dacă observați, asta sunt grupul cel mai activ economic, observăm aici ponderea celor din Chișinău este cu mult mai mare decât în restul Republicii. Dacă în restul Republicii acest grup de oameni este la un nivel destul de scăzut, atunci în Chișinău este foarte mare. Și a doua diferență este populația bătrână, observăm foarte clar, în Chișinău este mai micuț. Altfel spus, municipiul Chișinău este cu mult mai tânăr decât restul Republicii. Promit într-un viitor apropiat, mă întorc înapoi la populația Republicii Moldova pe grupe de vârstă și deodată se vede concluzia că Chișinău este cu câțiva ani de zile mai tânăr decât restul Republicii, mai tânăr decât orașele, iar decât satele, cu mult, cu mult mai tânăr. Satele bătrâni, orașele la mijloc, Chișinăul tânăr. Deci cam asta este în prezent Republica Moldova. Fix așa dacă ne uităm pe grupul de populație din totalul populației din țară. Deci Chișinău are 27,5% din populația țării. Dacă observăm pe toate grupele de vârstă, este situația mai mult sau mai puțin la fel, cu excepția grupii 34-44 ani, unde Chișinău practic 40% sau aproape de grabă vom mai avea jumătate din cei din vârsta 30-44 de ani locuiesc în municipiul Chișinău. De ce aceasta se întâmplă? Foarte interesant. Am luat și m-am uitat cum s-a schimbat structura populației în 5 ani de zile. I-am luat pe cei care s-au născut, da, 5 ani în urmă, de fapt de la 10 până la 5 ani în urmă și ce au făcut ei următorii 5 ani. Deci am luat populația pe grupe 5-9 ani, care aveau 0-4 ani, după asta 5-9 și tot așa am luat și m-am uitat ce au făcut ei în următorii 5 ani de zile. Și aici trebuie să ținem cont de un singur lucru. În municipiul Chișinău se întâmplă tot procesul demografic. Se întâmplă nașteri, se întâmplă decese, din păcate. Oamenii pleacă peste hotare. Oamenii vin. De unde vin? Din celelalte părți. Și am luat mișcarea netă a populației. Dacă observăm, copiii, până la 14 ani, avem o migrație a copiilor în Chișinău. Evident, părinții tineri se mută cu traiul la Chișinău, vin împreună cu copiii. Și în prezent, dacă ne uităm în toată țara, și vă arăta ceva mai târziu, numărul de copii în școli scade, în municipiul Chișinău crește. Nu de atât că aici mentalitatea este cu mult mare, dar din simplu motiv că grupele care exact sunt vârsta de naștere și creștere de copii, vin masiv în municipiul Chișinău, se aduc din urma lor și copiii și în felul acesta noi avem o creștere a copiilor, o creștere a copiilor până la 14 ani. După aceasta, de la 15 până la 24 de ani, avem o scădere bruscă. Copiii din Chișinău, fie s-au născut aici, fie au trăit aici, brusc, după 15 ani, decid să plece peste hotare. Deci avem o migrație masivă și în prezent avem cea mai mare migrație. Și dacă observăm, Chișinăul aici nu este scăpat ca și celelalte orașe. Avem în 5 ani de zile plecați în total 4.000 de copii, plecarea netă. Eu plecat cu mult mai mulți, de-o venit alții și eu compensat, dar plecarea netă e 4.000. În schimb, de la 25 până la 40 de ani, este exact vârsta oamenilor care sunt în câmpul muncii, cei care sunt caută de muncă, avem o migrație netă din țară. Simplu spus, persoanele de la 25 până la 40 de ani migrează la Chișinău, fiindcă vin la Chișinău, aduc împreună cu dânșii copiii, dar tinerii din Chișinău, cât de tare nu le-ar plăcea aici, masiv pleacă peste hotare. Și Chișinăul reușește să-și mențină populația prin migrarea familiilor tineri și copiii care vin în municipiul Chișinău. Este o concluzie, cred că toată lumea deja a înțeles-o.
cu produsul intern brut regional. Produsul intern brut regional, prima dată a fost calculat în 2013, unul din 2015, în Chișinău a fost de 83 de miliarde, în acest an, prima dată, nu îmi place cifra aceasta, prima dată va trece de 200 de miliarde lei, deci produsul intern brut în municipiul regional a municipiului Chișinău este 60% din produsul intern brut național sau de 4 ori mai mult pe cap de locuitor decât în restul Republicii. Diferența dintre Chișinău și restul Republicii este de 4 ori și această diferență se accentuează cu fiecare an. Salariați. Țineți minte, aici vorbim de toți salariații. Dacă vorbim de salariații din sectorul real a economiei, am vorbit la început, v-am arătat, țineți minte, există o diferență mare, acușa că nu mai țin minte chiar toate graficile, dar salariați din sectorul real a economiei avem 60%, iar din total salariat 48%. Deci, bugetare avem și prin teritoriul țării, dar în afară de municipii Chișinău, oameni din sectorul real nu prea ai, deci doar 40% sunt în afară, dar restul sunt aici în Chișinău concentrați. Noi avem 312.000 de salariați sau de 2,4 ori mai mult decât media pe Republică. Un cetățean din Chișinău, ca să-ți găsească de lucru, are o șansă de 2,4 ori mai mare decât unul din afara municipiului Chișinău, iar dacă vorbim despre sectorul real economiei, ca să lucreze întreprindere, nu în sector bugetar, nu profesor, nu medic, dar la întreprindere, la o fabrică, la o, chiar la o, ceva de construcție, ei sunt 60% sau de 4 ori mai mult decât media pe Republică. Un cetățean din Republica Moldova, dacă vrea să se angajeze, șansa lui ca să găsească de lucru în Chișinău este de 4 ori mai mare decât în orice altă parte a Republicii. Cifra de afaceri la întreprinderi de municipiul Chișinău. 70% din toate vânzările care sunt în Republica Moldova sunt generate de întreprinderi de municipiul Chișinău. 70%, 351 de miliarde în 2022, datele sunt până în 2022, evident, în acest an, cred că ne-am dus destul de relaxat, ne apropiem de 500 de miliarde lei și media cifrei de afaceri pe cap de locuitor este de 6 ori mai mare decât în restul Republicii. Deci salariul în Chișinău este mai mare, deci viața economică este mai mare. Vă dați seama, aici este concentrată o activitate economică de 6 ori mai mare pe cap de locuitor decât în restul țării. Diferența dintre Chișinău și restul Republicii este mai mare decât diferența dintre Republica Moldova și alte țări. Altfel spus, dacă am decupat cumva Chișinău, e plus minus seamănă cu chiar poate mai sus ca România în întregime, nu orașele mari, decât multe țări din Europa. Deci ar Chișinău, dacă am integrat numai Chișinău în Uniunea Europeană, noi am arătat așa destul de bine. Și facem cu restul țării, mi-e greu de spus. Valoarea producției industriale, deci în primul caz am vorbit despre toată producția, aici vorbim doar din industrie, 48,6 miliarde lei în 2024 estimăm, sau 55% din toată producția industrială din Republica Moldova, sau de 3 ori mai mult pe cap de locuitor decât restul țării. Lucrările de construcții, tot ce se construiește, drumuri, apă, canalizare, fabrici, uzini, locuințe, deci tot, oficii, clădiri, tot ce vă imaginați dumneavoastră, în Chișinău este 14 miliarde de lei. Anul acesta, sau 70% din tot ce se construiește în țară, sau de 6,3 ori mai mult pe cap de locuitor. Deci în fiecare an, în municipiul Chișinău se construiește de 6 ori mai mult pe cap de locuitor decât în restul țării. Anul ăsta, anul trecut, evident, în 10 ani de zile, dacă aici construiești de 6 ori mai mult în altă parte, respectiv de 6 ori mai puțin, cred că știți care va fi răspunsul azi, mâine și poi mâine. Deci lucrul acest tablou care îl dau nu e legat de astăzi, de ieri. Deci asta e un lucru care se respectă acesta de 6 ori mai mult deja timp de 30 de ani de când suntem independenți. Locuințe noi construite în municipiul Chișinău. Am avut o singură excepție în 2022, știți că în Chișinău nu s-a construit aproape nimic, deci ce s-a întâmplat lucrul acesta trebuie analizat. Atunci a fost o prăbușire a pieței în Chișinău, în toată Moldova a fost, însă în restul țării nu s-a întâmplat nimic, în Chișinău s-au întâmplat lucruri urâte. Nu vreau asta să vorbesc, e sărbătoare, toți ne gătim de hram, de ce, doar voi spune că în Chișinău se construiește locuință. 70% din toate locuințele din țară sunt construite în municipiul Chișinău, ca valoare în Chișinău asta e 90% sau de 7 ori mai mult decât media ca locuitor, iar ca valoare este de 24 de ori mai mult. Încă o dată vreau să repet, din 10 metri pătrați care se construiesc în prezent în Moldova,
7 se construiesc la Chișinău locuință, 3 în restul țării. Ca valoare de bani, dintr-un milion de dolari care se investește în locuință nouă în Moldova, 900 de mii se investesc în Chișinău, 100 de mii în restul țării. Absolut tot. Lomă și așa Bălțu, îmi cer scuze de cei de la Bălț, că e oraș mare și el, Cahulu și toată Republica. E cu cheltuielile bugetare. Anul acesta, bugetul municipiului Chișinău, da, apropo, este bugetul, eu am luat datele de pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor, care face raport privind executarea bugetelor publice locale. Poate fi o mică diferență cu bugetul care este publicat pe pagina primăriei municipiului Chișinău. Deodată îmi cer scuză dacă ce am verificat datele. Eu, ca să pot compara cu restul bugetelor, că avem 898 de bugete de primării plus cele din raioane, ca să pot face o analiză comparativă să văd cât e ponderea bugetului municipiului Chișinău, eu am luat datele de pe pagina Ministerului Finanțelor, deci agregate, gata, de aceea poate fi o mică diferență dintre datele de la primării, de 898 de primării. În acest an, bugetul municipiului Chișinău va fi cam 8,2 miliarde lei. Dacă înainte populația Chișinăului era sub 25% și bugetul era 25%, acum populația municipiului Chișinău s-a dus la 27,5%, anul ăsta cred că în 2025 ajungem la 28%, dar bugetul a rămas la celălalt 25%. Aici cred că este o leacă de politică, dar azi despre politică nu vorbim. Elevi învățământ primar și secundar general în municipiul Chișinău. Au fost 80.000, astăzi suntem 104.000, dacă observați o creștere cu 24.000 de copii. Păi să nu credeți că aici în Chișinău să nasc mai mulți copii, toate că și eu am copii și cei colegi care acum înregistrează emisiunea, tot au copii, dar noi, cum să vă spun, număr de copii, număr de elevi în școală per capita este cu 20% mai mare decât în restul țării. Din ce cauză? În 2003, 20 de ani în urmă, număr de copii în Chișinău era 20% din toți copiii țării. Astăzi deja 31%. Aduceți aminte că n-am spus că în viitor apropiat populația Chișinăului va fi peste 30%. De unde o știu eu? Mă uit la copii. Dacă 31 de copii care învață în țară deja sunt în Chișinău, vă întreb și eu așa, ca să nu tăcem acum. Cum credeți? Câți dintre și după ce se obiesc școala în Chișinău, învățat în Chișinău 12 clasă, învățat școala primară, gimnaziu și liceu, câți dintre și după aceea se duce în satul unde s-au născut părinții lui? Vă spun eu deodată, nici unul. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la istoria de mai trecut. Deci, noi deja, astăzi, 31 din toți copiii care învață în țară, sunt în municipiul Chișinău. Vreți să vă spun cât ați fi la anul? 33. Vreți să vă spun cât ați fi pe 5 ani? 40. Deci, din ce cauză? Poșteți un altă răspunsul astăzi de sărbătoare, nu dăm răspuns la astfel de întrebări. Investițiile. Investițiile în toate tipurile de active, deci cum am spus, tot ce se întâmplă în Republica Moldova, toate tipurile de investiții, în acest an investițiile private în Chișinău vor fi de aproape 25 de miliarde lei, ceea ce este 65% din toate investițiile efectuate în Republica Moldova, sau de 5 ori mai mult decât media națională, deci pe cap de locuitor. Nu, și ultimul grafic, în Chișinău nu s-a întâmplat nimic, dar mi s-a părut interesant să-l dau. Furnizarea de apă către populație, și am luat-o metri cub de apă pe cap de locuitor. Deci în municipiul Chișinău, dacă observați, cifra este relativ constantă, a fost 50 de metri cub de apă, ne-am urcat până la 54 de metri cub, acum suntem la 52 de metri cub. Plus, minus aceea, pierderile mai micuți, pleci cam pe aici, peste 50 de metri cub de apă. Partea bună ce vreau să arăt, dacă ne uităm în orașe, toate orașele din Moldova, media a fost 22, deci de două ori mai puțin, acum suntem 30. Deci, măcar undeva mergem bine, s-a investit în infrastructura de apă, cu canalizarea mai slăbuță, dar cu apă s-a investit și în prezent, noi deja orașele din Republica Moldova, cu excepția municipiului Chișinău, încet, încet se apropie de standardul Chișinăului, deci dacă observăm, creșterea nu e foarte rapidă, dar avem. Cel mai spectaculos, eu îmi permit să spun lucrul ăsta, spectaculos creștere avem în sate. Ci drept în sate avem cea mai spectaculoasă scăderea numărul populației. Dar în 2015, deci nu atât de departe,
apă în sat era 7,6 cuburi sau, dacă observați bine, de 6 ori mai puțin decât media pe municipiul Chișinău, deci în sate, practic, vă știți, mulți sate nu erau conectate, oamenii nu aveau apă, astăzi deja e de 3 ori mai puțin, 14,5 cuburi. De fapt, tot ce s-a întâmplat bine este că satele, și dacă ne uităm atent, e dezvitorul realizat deja ușor cercetare la acest capitol, primele trei probleme prioritare în sat, nu trebuie așa să mergi la ghișitoare, e foarte simplu, asta e drumurile, apa, canalizarea și gunoiște. Deci apa, într-adevăr, este o problemă presantă, mă bucur că ea se rezolvă destul de rapid, dacă observăm cantitatea de apă care în prezent beneficiază un cetățean din zona rurală, rămâne a fi de 3 ori mai micuță decât cei din Chișinău, din simplu motiv foarte mulți încă nu sunt conectați la sistemele de apă, dar deja situația este cu mult mai bună, deci e dublu față de acum 8 ani în urmă. În concluzie, încă o dată, felicitări celor 31% din copiii țării care locuiesc astăzi deja în Chișinău și la școală, 28%, cam atâta suntem, cetățenii Republicii Moldova care sunt deja la Chișinău, noi toți împreună, cei care suntem în Chișinău, creiem și contribuim cu 65-70% din crearea a valorilor naționale în Republica Moldova și aici se concentrează 90% din toate investițiile noastre imobiliare în ceea ce înseamnă economiile pe viitor. Cam asta este perspectiva, nu s-a schimbat nimic în ultimii 30 de ani, tendința rămâne cam aceeași. De ce ne vom încet, încet, și asta eu nu o spun dramatic, nu o spun cu niciun fel de nemulțumire, municipiul Chișinău devenim așa un centru puternic de dezvoltare și țara noastră va avea un oraș mare, două orașe mai micuți și cam pe aici va fi Republica Moldova, dar noi să sărbătorim, să ne bucurăm că trăim în cel mai mare oraș care încet, încet se transformă în unicul loc unde există economie, există afaceri, există școală, există alte lucruri. Eu vă doresc toate cele bune și până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru țara noastră.